slăvit să fie Domnul pentru ziua de astăzi. Astăzi o să învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu și o să citesc un text care mulți levită și nu vorbesc din textul acesta despre însoțirile nelegiuite. Și chiar ăsta e titlul și în Biblie la textul respectiv. Deschideți Biblia la pagina 128 și o să vedeți cât de adevărat este textul acesta și în Romani, în Iuda, în Noul Testament, a rămas același, nu s-a schimbat absolut nimic. Și Cuvântul lui Dumnezeu, din după masa aceasta, pe mulți poate care ascultă oricum tema aceasta, eu dacă am mai vorbit-o cu mulți, știu că anul trecut am avut un studiu doar despre o cauză din textul acesta și mulți s-au strâmbat la textul acesta și cu toate că e scris clar în Biblie, totuși creștinii nu-l iau. Și din cauza la însoțirile nelegiuite care sunt astăzi între noi, nu ne merge bine, bisericile sunt virusate de tot felul de păcate care s-au strecurat în biserică, pentru că însoțirile care sunt între noi nu sunt bune. Atât între frați care trăiesc în păcat, cât și între prieteni, în afaceri, însoțirile acestea aduc un dezastru foarte, foarte mare pe calea Domnului Iisus Hristos și Dumnezeu pedepsește, vreau să vă spun, toate păcatele acestea. Nu vei scăpa nepedepsit, nu voi scăpa nepedepsit dacă practic lucrurile acestea din textul respectiv. Eu vreau să citesc tot capitolul 18, e lung, dar știți de ce îl citesc? Nu o să vorbesc despre tot, dar vreau să accentuez doar câteva puncte și vreau să îl citesc pentru că aici, în textul respectiv, se vorbește foarte deschis despre păcatul goliciunii. De la toate vârstele, de la toate categoriile de vârstă, păcatul acesta spune foarte clar. Dacă te întreabă cineva, și cu toții știți, unii pocăiți spune că nu-i păcat să mergi la mare, nu? Unii spune că e păcat. Unii spune așa, nu-i păcat să te duci, să te dezgolești. Pe bază la textul ăsta, și o să vedeți că Pavel vorbește foarte clar. Uitați-vă câte trimitere aveți de la textul ăsta, din capitolul, numai în Romani, în Corinteni, în Iuda, uitați-vă dumneavoastră că e plin de trimiteri, în Matei, uitați-vă câte... Și aici e vorba numai despre păcatul ăsta. Și cei mai mulți predicatori, și chiar în teologie, se evită textul acesta. Vreau să vă spun, în teologie. Se evită textul acesta în școli, de a se vorbi din Biblie. Nu vrea nimeni să-l discute, pentru că profesorii teologi se duc la plajă, unii din ei, să dezgolesc chiar față. Aici, de ce citesc tot? O să vezi că nici ca părinte n-ai voie să te dezgolești înaintea copiilor, să stai în șlip sau în alte lucruri. E singurul text din Biblie cu trimiteri specifice care îți garantează lucrul acesta foarte clar, scriptural, că tu n-ai voie să trăiești în casa ta, să te dezbraci înaintea copiilor tăi. De cum să te duci la ștrand? De cum să mergi la not? Cine vrea să trăiască stilul acesta și îți niște versete tare, puternice aici, care o să vedeți cât de parcă, cum să vă spun eu, sunt prea clare pentru noi ca să spunem că nu e adevărat. Deci cine spune că nu e adevărat după predica de astăzi, cu toate că eu o să vorbesc numai pe versete biblice și dacă tu vrei să te contrazici cu mine, te contrazici cu Dumnezeu. Goliciunea asta se vede foarte ușor. Numai tu îți imaginezi că dacă stai în șlip la mare nu ți s-o văd goliciunea. S-o văzut foarte clar. Tot! Și un bărbat, puterea lui și viziunea lui cu privire la ceea ce vede mult mai puternică ca la partea feminină. Și dacă te întreabă Biblia, băi, de ce voi pocăiți aveți hainele mai diferite ca noi? De ce voi vă îmbrăcați, vă învățați copiii așa să fie îmbrăcați aparte de societate? Exact trebuie să fie aparte de societate.
Tu trebuie să știi și textul ăsta e bine să-l ții și trimiterile care ți le spun astăzi. Dacă nu iați de la mine de acolo pixul și găsești o foaie pe la mine prin geantă de acolo, ia-ți, du-te acum și ia-ți o foaie și pe bază la asta, tu trebuie să ai niște baze scripturale de ce te îmbraci așa, de ce nu te duci la not, de ce nu te duci la anumite petreceri îmbrăcat cum trebuie sau cu cine, însoțirile nelegiuite. Vedeți titlul acolo? Însoțirile nelegiuite. De ce cauză eu nu mă duc la discotecă? Ei ne fac pe noi încuiați la minte. Când colo noi am fost ca ei, dar ei ca noi nu au fost. Cum suntem acum? Noi acum condamnăm lucrurile care le-am făcut. Ne este și rușine de ele. Am fost îmbrăcați într-un mod necorespunzător pentru omenire, pentru societate, pentru biserică și am făcut pe mulți să păcătuiască prin comportamentul nostru. O fată de păstor a ajuns în pușcărie. A fost toată tatuată, s-a ocupat cu droguri la școală, era la liceu. Și știu, păstorul acesta l-am auzit chiar eu. Această fată a fost s-a și drogat, a vândut droguri și a prins-o. Și a stat în pușcărie. Acolo în pușcărie, ea până noi a intrat în pușcărie, avea o îmbrăcăminte foarte urâtă. Aproape goală pe timp de vară. Numai tatuajele se vedeau ca să iese în evidență tatuajele de pe ea. Și acolo în pușcărie odată a fost un predicator și acolo s-a pocăit. După 2 ani de zile, acolo s-a pocăit în pușcărie. Și când au venit părinții ei, nu mai găsit-o îmbrăcată în modul cum era înainte. Și prima dată a întrebat-o, când a văzut-o părinții, să nu o cunoască. Nu a cunoscut-o. Când a venit la pușcărie în vizită, nu mai cunoscut-o. Și a întrebat, dar ce s-a întâmplat cu tine? Zice, așa am simțit să mă îmbrac. Și a spus, de ce? Zice, l-am primit pe Domnul Iisus. Ți-a spus cineva să te îmbraci? Nu. În ținutul din Gadara era un om gol, spune gol, care se vedea goliciunea. Foarte clar, spune bine. Când au venit oamenii și l-au văzut, cum l-au găsit pe omul ăsta? Îmbrăcat și întreg la minte. Pocăință fără îmbrăcăminte nu există. Sau să spui că ești întreg la minte și tu ești gol. Și ți se vede goliciunea. N-ai cum să fii întreg la minte. Petru spune că trezește mintea sănătoasă. Ca să fii născut din nou cu o minte sănătoasă, prima dată, știți în ce se vede un om că s-a pocăit? În exteriorul lui, cum reacționează, cum e îmbrăcat. Nu cum vorbește. Ce i-au spus oamenii la Petru când îl urmărea pe Iisus? Femeia aceea care a spus, Petre, tu nu ești cumva un ucenic? Nu. Zice, până și vorba te dă de gol. Alta i-a spus, până și mersul te dă de gol. Citiți-mă atent. Până și mersul se schimbă. După ce te-ai pocăit, deja ai o altă ființă, altă fizionomie. Și mersul ți se schimbă. Nu mai mergi fălos cu mușchii tăi cât îți de mari. Parcă ți-e rușine de tine că toată lumea se uită la tine. Și astăzi învățăm din Scriptură însoțirile acestea nelegiuite ce prăpăd aduce. Ce e interesant că în unele biserici, bine că nu e la noi, nu, în unele biserici se admit însoțirile acestea. Vreau să vă spun că acolo îți deja pofte carnale foarte mari. Să bucură că te vede, că cânti o cântare. Și spune, ce mă bucur că ai venit la adunare. Dar nu că ai venit în casa Domnului să te bucuri cu Domnul. Să o vezi cum cântă, cum arată fata respectivă. S-a ajuns până acolo. Și o să avem câteva texte. Am spus că e o temă care mulți o evită și textul acesta le evită. Eu nu le evit pentru că știu, într-adevăr, că oamenii oricum nu pot să facă nimic decât să mă marginalizeze. Dar e foarte bine, pentru că simt pentru adevăr ceea ce au simțit și Iisus, și Pavel, și alții. Dacă textul ăsta e scris, trebuie să simțim și noi. Haideți să citim. Eu o să citesc, eu de aproape nu mai văd bine. Și nu știu cum, când mă voi obosi, mă opresc, dacă trebuie. Leviticul 18 a spus. Titlul este Însoțirile nelegiuite. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copiilor lui Israel și spune-le, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.
Să nu faceți ce se face în țara Egiptului, unde ați locuit, și să nu faceți ce se face în țara Canaanului, unde vă duc eu. Să nu vă luați după obiceiurile lor. Să împliniți poruncile mele și să țineți legile mele, să le urmați, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Să păziți legile și poruncile mele, omul care le va împlini, va trăi prin ele, eu sunt Domnul. Deci omul care le împlinește, va trăi prin regulamentul ăsta. Atât în îmbrăcăminte, atât în relații de prietenie. Eu nu mă pot împrieteni cu oricine. Din ce cauză? Îți diferi de el. Îți diferi de el. Din cauza asta nu te poți prieteni cu oricine. Și fiți în numai mai departe. Deci cine, după proiectul ăsta din capitolul 18, le ține și trăiește, spune cuvântul lui Dumnezeu că el are o deosebire exagerată de mare, adică foarte clară, văzută de toți, de toți oamenii, ăsta și la gândire și la îmbrăcăminte, ăsta parcă nu-i vine dintre noi. Exact, nici nu vine dintre noi. Cetățenia voastră de unde este? Din cer. De unde și așteptăm? Voi nu mai sunteți de pe pământul acesta. Deci noi trebuie să ne... De acum, noi suntem aici străini și călători. Noi nu mai avem cetățenie. Ne tragem din Domnul Iisus Hristos. El este mama noastră. Și noi trebuie să ne asemănăm cu Iisus. Textul acesta am spus că... O să citesc mai jos. O să te ajute când te va trage cineva la întrebări. Auzi, de ce îți îmbraci copii așa? Auzi, de unde e moda asta la voi? Nu cumva e prea exagerat? Niciunul din voi să nu se apropie de ruda lui de sânge, ca să-i descopere goliciunea. Eu sunt Domnul. Să nu descoperi goliciunea tatălui tău, nici goliciunea mamei tale, îți este mamă. Să nu descoperi goliciunea ei. Să nu descoperi goliciunea nevestei tatălui tău, este goliciunea tatălui tău. Să nu descoperi goliciunea surorii tale, fața tatălui tău sau fața mamei tale, născută în casă sau afară din casă. Să nu descoperi goliciunea fetei fiului tău sau a fetei tale, căci este goliciunea ta. Să nu descoperi goliciunea fetei nevestei tatălui tău, născută din tatăl tău, îți este soră. Să nu descoperi goliciunea surorii tatălui tău, este rudă, de aproape cu tatăl tău. Să nu descoperi goliciunea surorii mamei tale, este rudă, de aproape cu mama ta. Să nu descoperi goliciunea fratelui tatălui tău, să nu te apropii de nevasta lui, îți este mătușă. Să nu descoperi goliciunea nurorii tale, este nevasta fiului tău, să nu-i descoperi goliciunea. Să nu descoperi goliciunea nevestei fratelui tău, este goliciunea fratelui tău. Să nu descoperi goliciunea unei femei și a fetei ei, să nu iei pe fata fiului ei, nici pe fata fetei ei, ca să descoperi goliciunea. Îți sunt rude de aproape, este o nelegiuire. Să nu iei pe sora nevestei tale, ca să-i faci în ecaz, descoperindu-i goliciunea alături de nevinovăția de nevasta ta. Căci cât timp ea este încă în viață. Eu nu mai citesc mai jos, pentru că deja m-am obosit la ochi. Deja nu mai văd bine. Și degeaba mă mai bâlbi aici să citesc, că n-are rost. O să mai citesc de la versetul 25 mai încolo un pic. Să-mi fac un pic de pauză la ochi. Nu mai mă obosesc foarte tare la ochi. Uitați-vă dumneavoastră aici concepe de la mătușe, neam, surori, frați, prieteni, rudele de aproape, toți. Cum poți descoperi la toți goliciunea? E foarte simplu. Ia fă un concediu la mamaia. Și copiii descopere la părinți, la nevasta uncheșului său, la nevasta fratelui său. Și în momentul când se duce acasă cu soția lui, când stau amândoi în pat, se gândește la nevasta fratelui său.
Textul acesta e atât de clar și mulți îl evită. V-am spus și în teologie se evită textul acesta. Din cauza că nu se mai vorbește despre pericolele care sunt în trupul acesta, și o să vedeți ce spune Biblia despre el, despre textul acesta vă cutremurați în Noul Testament. Și-a rămas valabil și astea toate sunt șterse, să spunem, din biserică temele acestea, în așa fel ca să nu mai deranjeze firea noastră pământească. Adică, păstorii care sunt în biserică, conducerea, comitetul care este în biserică, nu se implică în treburile acestea, știți din ce cauză? Pentru că le practică ei. În ascuns. În ascuns. Și spune cuvântul lui Dumnezeu atât de clar și de periculos este să descoperi goliciunea la cei din jurul tău, din casa ta, a neamului tău, pentru că lucrul acesta, înaintea lui Dumnezeu, așa cum am spus, nu va rămâne nepedepsit. Să nu descoperi goliciunea surorii tale. Știți un caz din Biblie când s-a întâmplat treaba asta? Uitați-vă acolo, aveți o trimitere. 2 Samuel 13 cu 12. Amnon cu Tamar. Frate s-o forțat-o. Și-o necinstit-o pe sora lui, nu? Deci în casa lui David o intervenit și curvia aceasta. Am primit un telefon, eram cu Anița într-o seară și mă sună un păstor și spune, frate, vreau să discut cu tine o problemă. Zice, avem aici un frate cu noi. Zice, l-a arestat poliția ieri din adunare. Zice, o întreținut relații cu fata lui de 13 ani. După 20 de ani de pocăință, de lucrare în adunare, s-a ajuns aici. De ce spun că citesc textul ăsta? Lucrurile acestea sunt tot mai vizibile. Zice Anița, bă, dar chiar se poate așa? Păi tu am spus, crezi că minte păstorul nostru? E adevărat. Cum credeți că a ajuns omul ăsta aici? Nu-i de atunci, de când s-a întâmplat. De ani de zile e măcinat omul ăsta. Au văzut goliciunea. Uitați-vă că și părinții de la o anumită vârstă, citiți textul ăsta, dar știi cum acas? Eu l-am luat ăsta ca să-l studiez după cât are, îți trebuie cam vreo două zile. Numai ca să atâta învățătură scos de aici, din textul ăsta. Și poți să scoți peste 2 ani altul. Altă învățătură, mult mai bogată. Eu când am studiat în camion textul ăsta încă o dată, eu m-am speriat de mine. La, și am ținut studiu acum un an din textul ăsta. Și când l-am mai studiat odată, m-am speriat mai tare. Că nu l-am mai citit. Și când l-am luat iară, m-am speriat mai tare de el. Din ce cauză s-au ajuns la lucrurile acestea în familie, să fie curvie de genul ăsta? Cum s-au ajuns în biserica din Corint, o curvie care nici la păgân nu era, ca mama vitregă să se împreune cu cine? Cu copilul, nu? Bărbatului ei. Cum se poate ajunge? Și în timpurile acestea, din urmă, auzim tot mai multe lucruri. Am auzit iară săptămâna asta de la un frate, mi-a mărturisit, că la ei, în adunare, un bărbat a fost arestat din cauza la pedofilie. Deci cu băieți mici. I-a forțat. Și tot din adunare. Și spunea că a fost o încăierare mare, că tata la copilul ăla, numai că nu l-a omorât acolo în biserică. Ce faci când auzi așa ceva? Când ai oameni de genul ăsta în adunare? Cum să ajunge în adunare în stilul ăsta? În timpurile din urmă? Nu v-ați întrebat? Din cauza la conducerea din adunare. Dacă conducerea din adunare își vede de rânduiala care trebuie să o facă înaintea lui Dumnezeu pentru oameni, biserica nu o să întâmpine așa probleme. Conducerea bisericii nu s-o mai implica în seriozitate, în cerințele lui Dumnezeu cu privire la a nu descoperi goliciunea neamului tău, a surorii tale. David, când o scălciat-o cu curvia, o intrat curvia în casa lui. Până chiar și copiii au forțat pe surorile lor. Citim de la versetul 25. Haideți că mai citesc mai jos. Sara a fost spurcată prin ele, prin lucrurile acestea. Sara. Eu îi voi pedepsi fără de legea și pământul
va vărsa din gura lui pe locuitorii lui. Păziți-vă, păziți dar legile și poruncile mele și nu faceți niciuna din aceste spurcăciuni. Uitați, sunt considerate spurcăciuni. Deci dacă, fii atent aici ce spun eu. Dacă tu te-ai dus la mare, dacă tu stai în chiloți înainte la copiii tăi, Dumnezeu spune că e o spurcăciune asta. Și o să-ți citesc din Noul Testament. Uitați-vă acolo, aveți niște trimiteri. În Noul Testament o să mergi. Dacă tu ai stat în chiloți înainte la copiii tăi, stau și copiii tăi în chiloți înaintea ta, nu faci altceva decât să aduci o spurcăciune înaintea lui Dumnezeu. Nici băștinașul, nici străinul care locuiește în mijlocul vostru. Deci dacă vine un străin, un om de afară și intră în mijlocul nostru și se conformează, e obligat să aibă aceste principii, dacă vrea să facă parte din familia Domnului Iisus, bineînțeles. Și a bisericii din care facem noi parte. Căci toate aceste spurcăciuni, cine le-au făcut? Oamenii din țara aceasta, care au fost înaintea voastră în iar. Și astfel țara a fost pângărită. Pângărită înseamnă mai jos, aici nu spune când un bărbat se duce la o femeie, folosește cuvântul pângărit. Zice, scrie mai jos, s-au pângărit unul pe altul. S-au culcat unul cu celălalt. Deci nu faci altceva decât dacă te dezbraci și stai gol înaintea persoanelor, exact același lucru îl faci, te pângărești cu persoanele, chiar dacă nu provoci sexualitate fizică. Dar în gândirea ta se provoacă lucrul ăsta. Prin ce o știut Balaam că Dumnezeu nu mai poate conduce poporul cu înaintare? Prin ce păcat? Prin păcatul poftei. O așezat femeile goale, arse de soare, le-o pus înaintea poporului Israel. Bărbații au poftit la ele, spune Biblia. S-au împreunat cu ele și au murit 24.000 de oameni din popor, din cauza la păcatul ăsta. Și Dumnezeu nu mai putut să conducă poporul din cauza că era păcatul curviei. E cel mai grosolan păcat. Toate păcatele ce vin, minciuna, furtul, tot ce se face e afară din trup. În momentul când îți pui curvia, e în trup. Și o să vedem că Domnul Iisus spune foarte clar, de ce nimicești tu templul lui Dumnezeu? Când ai ajuns la curvie, e cel mai periculos păcat. Pentru că e în trup. Și atunci nimicești trupul. Când furi, nu nimicești trupul. Când bajocorești, când clevetești, întristezi Duhul lui Dumnezeu care e în trup. Dar când ai curvie, te-ai împreunat cu păcatul. Și în momentul acela devii un stricător, adică un demolator a locuinței lui Dumnezeu care trebuie să fie în ființa ta. O să citim câteva versete mai jos. Luați seama, versetul 28, ca nu cumva să vă verse și pe voi țara din gura ei. Dacă o spurcați, cum a vărsat pe neamurile care erau în ea înaintea voastră. Când am citit de la început, de la versetul 18, spune când să nu faceți lucrurile care au fost în Egipt. Când intri în Canaan, să nu faci ce este în Canaan. Tu trebuie să fii deosebit ca popor al lui Dumnezeu tot timpul. Să nu te iei după ei, să nu te îmbraci ca ei, să nu te încuscrezi cu străinii. Și în momentul când însoțirile acestea devin, prieteniile acestea devin în poporul lui Dumnezeu, vin și schimbările de îmbrăcăminte, vin și, să spunem așa, dezgolirea, mai bine spus, a trupului, pentru că, până la urmă, te conduc ei, nu te mai conduce Dumnezeu. Prietenii aceștia, însoțirile acestea nelegiuite, îți provoacă deranj și ceartă în familie. Îți provoacă deranj și ceartă în familie. Am dat aici un verset unde spune despre Amnon. Aveți trimitere acolo la versetul 9. Uitați-vă, e vorba despre Amnon cu sora lui care o molestat-o, nu? În versetul 16 spune să nu descoperi goliciunea nevestei fratelui tău. Este goliciunea fratelui tău. Știți un text din Noul Testament când lucrul acesta s-a petrecut? Îl știți.
Deschideți, dar numai dacă vreți să mai deschideți, dacă nu, la Matei. La Matei, cuvântul lui Dumnezeu ne arată foarte clar despre Ioan Botezătorul când îi spune la Irod, în Matei 3, nu-ți este îngăduit să iei pe nevasta fratelui tău, Filip, de nevastă. El a luat-o de nevastă, bine, nu a bătut-o, nu a luat-o cu forța, că i-au plecat. Dar el n-avea voie să procedeze în stilul ăsta. Și prin asta nu a făcut altceva decât să descopere goliciunea fratelui său. Totdeauna uitați-vă că Biblia spune despre bărbat, nu despre femeie. Când ai luat femeia la altul, când ai poftit femeia la altul, n-ai făcut altceva decât să creezi război între tine și bărbat, nu între tine și femeie. Pentru că femeia a lovit din plăcere. Dar ai creat o ceartă, un scandal între bărbați. Uitați-vă dumneavoastră cum se manifestă cuvântul lui Dumnezeu. Nu spune de femeie, spune de bărbat. Ai descoperit goliciunea tatălui tău când te-ai împreunat cu mama ta. Deci ți-ai dat foc la valiză, cu alte cuvinte. Uitați-vă foarte bine. Pentru că bărbatul este capul, adică este omul lui Dumnezeu, este, să spunem așa, preotul lui Dumnezeu, este ființa prin care Dumnezeu își conduce familia. Și dacă Hristos e capul la familia respectivă, ai de-a face cu bărbatul. Ai de-a face cu bărbatul. Și ființele acestea care nu respectă sistemul ăsta de viață și își învață copiii. Acum eu am văzut copii care nici n-au rușine să se dezgolească pe stradă. Și câți am văzut aici, în Germania, creștini. Nu? Mergem la ștrand. Deja pe autobuz erau aproape în chiloți, aproape goi. Aveau un ghiozdănel mic în spate, o merg la ștrand 2 ore. Și părinții o lăsa doar la ștrand. Ar fi bine să citească din Cuvântul lui Dumnezeu. Și spune Cuvântul lui Dumnezeu, în țara aceasta au fost o generație înainte și Domnul i-a scos afară. Pe cananiți, de ce i-a scos Domnul? De ce Dumnezeu a dat popoare pentru Israel și i-a scos? Tocmai pentru că acolo era multă curvie și o să vedeți. Era foarte multă curvie. Era foarte multă curvie. Hai să vedem ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, să deschidem Biblia la Matei, capitolul 15. În Noul Testament mergem acum. Matei. Unii cred că a, pe ce mă interesează pe mine că m-o pofti? Dar nu e adevărat. Dar el nu se gândește ce se întâmplă în ființa lui Dumnezeu în momentul când omul ascultă. A spus că Matei de la capitolul 15 de la versetul 18, nu? Dar ce iese din gură vine din inimă și aceea spurcă pe om. Căci din inimă ce ies? Gândurile rele, deci când poftești pe o femeie, gândurile rele, uciderile, prea curviile, e vorba de bărbați căsătoriți aici. Când e vorba de prea curvie, se referă la persoanele căsătorite. Și atunci îți vin și gândurile rele. Curviile, îți la generația care nu e căsătorită. Furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele, iată lucrurile care spurcă pe om, dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om. Iisus a fost judecat că mânca fără să se spele pe mâini. Și care a fost treaba? Iisus zice, bă, tu pe asta te deranjează pe tine că mâinile nespălate? Hai să-ți spun eu ce te spurcă pe tine. Uite-te, tu ești plin de curvie, tu ești plin de gândurele și tu te iei de mine. Că vezi și la mine câte ceva. Dar hai să-ți arăt ce e în tine. Pentru că acolo, în inima ta, de aici ies lucrurile acestea. Și Iisus îi cunoștea foarte bine. Eu nu cred că Iisus nu a avut siguranță ceea ce spune. El ia tot știutor. Slavă Domnului! 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 17. 1 Corinteni, capitolul 3. Din ce cauză ai interzis să te uiți la filme porno? Păi din textul ăsta, din Leviticul 18, e foarte clar. Ai descoperit goliciunea.
Și în timp când tu stai cu nevasta ta, te gândești la film. Ce ai văzut în film și cum era în film. Ăsta e pericolul. Pentru că a intrat în minte, în inima ta, există acolo un film care tot timpul ai și când nu-i deschizi televizorul. A spus 1 Corinteni 3, nu? 1 Corinteni 3. Versetul 17. Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici și cine? Dumnezeu. Dumnezeu. Căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți și voi. Amin. De ce spune Pavel în Corinteni despre treaba asta? Exact era curvia și spune că voi prin patimile acestea, prin curviile acestea, nimiciți trupul. Și trupul acesta e templul lui Dumnezeu. În biserica din Corint exista lucrul ăsta. S-a descoperit goliciunea tatălui său, prin nevasta tatălui său, a mamei vitrege. Deci m-ați înțeles, nu? Și în momentul respectiv spune Apostolul Pavel, voi nu faceți altceva decât să distrugeți locația lui Dumnezeu. Locația lui Dumnezeu o distrugeți voi prin plăcerile voastre. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Noe, după ce s-a dat jos din corabie, o sădit o vie, nu? Și după ce o recoltat struguri, zice că s-a pilit un pic, s-a îmbătat. Și fiul cel mai mic l-a văzut pe tatălui gol, din partea din spate. Dar vă știți că acolo a fost un blestem. Uitați-vă voi că copilul ăsta a fost blestemat. El putea să arunce pe tatălui o pătură. Uitați-vă că frații lui, când au venit, s-au întors cu spatele așa și merea cu ceapceapul sau ce-o fost să pună pe el. El nu s-a dus să-l vadă pe tată sau așa. Nu spune nimic. De ce? Ăla mic când s-a dus, eu l-am văzut pe tată, o povestit avară. Cea mai mare prostie. El, în momentul când a văzut, trebuia repede capul și repede o pătură pe el. Dar el a povestit la alții și plin de bucurie ce-o văzut el. Când ceilalți doi copii, mai mari, au luat amândoi o aină și cu cap. Uitați-vă că așa spune cuvântul. Ei nu s-au dus să se uite. S-au dus așa cu el. Și-au aruncat pe el. Ei nu au văzut. Și când s-au trezit din beție, Noe o aflat. Și uitați-vă voi că Dumnezeu într-adevăr a împlinit cuvântul ăsta. Chiar dacă Noe a fost beat, Dumnezeu nu l-a condamnat pe noi. Citiți-mă atenție. Eu chiar ieri am citit treaba asta despre el. Nu l-a condamnat Dumnezeu că s-a îmbătat. L-a condamnat pe fiul lui. De ce s-a uitat acolo? Unde nu a trebuit. Uitați-vă cât de adevărată e Biblia. Și cât de corect e scris în cuvântul lui Dumnezeu. Hai să deschidem Biblia în Ieremia. Capitolul 5. O să vedeți că păcatul ăsta a fost în poporul lui Dumnezeu, vreau să vă spun, mereu s-a repetat și până în zilele noastre se tot repetă. Unele biserici aprobă, unele nu aprobă. Și chiar în unele biserici intervin separări, lupte între frați, pentru că unii nu sunt de acord. Nu? Ieremia a spus 5, versetul 8 și 9. Pagina în Biblie 741. Ca niște cai bine hrăniți, care aleargă încoace și încolo, fiecare nechează după ce? După nevasta aproapelui său. Așa alergau bărbați în timpul lui Ieremie. Să nu pedepsez eu aceste lucruri, zice Domnul, să nu mă răzbun eu pe un asemenea popor. Voi credeți că și astăzi treaba asta vizibilă în adunare? Eu cred. Exact ca pe timpul lui Ieremia. Și vreau să vă spun, păcatul acesta face dezastru. Atât în viața copiilor, până să căsătoresc copiii, cunosc vă 2-3 bărbați. Biblia este una singură și cu aia să rămâi. Un singur bărbat cu ăla să rămâi.
Asta tocmai din cauză, pentru că vezi prea mult și ți-i interzis să... și nu mai ești mulțumit niciodată. Ca creștin, ca om sfânt, care ai în templul, care ai în trupul tău templul Duhului Sfânt, care e templul Duhului Sfânt, ai călăuzirea lui Dumnezeu, trebuie să te ferești foarte mult de păcatul acesta. Și să postezi, să te rogi lui Dumnezeu, dacă te-o prinzi virusul acesta, ca să nu lasă să se manifeste, să dispară din viața ta, să se stingă. În timpul lui Isaia, în capitolul 26, versetul 21, a fost la fel. Hai să vedem ce zice Iuda, fratele nostru, lângă Apocalipsa. Uitați-vă aici în cartea Iuda. Citim de la versetul 15. Ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor, trăiesc după poftele lor, gura le este plină de vorbe trufașe și îi slăbesc pe oameni pentru câștig. Dar voi, prea iubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de Apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. Cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Apostolul Pavel atenționa pe Timotei și spune să știi că se vor ridica predicatori în adunare care își vor da învățături după poftele lor. Adică îmi place de sora respectivă cum să predică așa ceva. Abia o aștept să o văd la adunare. În Ieremia exact asta. Ca niște cai hrăniți bine, spune Biblia, și nechezau după femeia altuia. Așa am citit eu, nu? Din cuvânt. Exact așa e și în adunare. Și Iuda, uitați-vă, Iuda exact ca în Ieremia vorbește. Și ăsta e Noul Testament. Vorbește exact așa. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Știi cine trebuie să-și păzească piciorul? Păstorul. Nu biserică. Aici cuvântul lui Dumnezeu e foarte clar. Ei sunt aceia, fii atent, ei. Adică care lasă păcatul ăsta, care lasă gândirea asta. Ei sunt aceia care dau naștere la cei la dezbinări. Păi normal că se dezbină oamenii. Bă, ăsta e prea fixist, bă, ăsta e prea bătrân. Du-te, mă, cu concepția ta. Tu crezi că acum mai... Așa a spus cineva. Tu crezi că acum mai e concepția asta? Și el predică și acum aici, în Germania. O zis, bă, dar tu mai crezi treburile astea? Bă, dar tu nu mai crezi că ai Biblia? Nu-i mai adevărată Biblia pentru timpurile astea? Schimbăm Biblia? Așa am spus câte mine. Dar tu mai crezi așa ceva? Voi vă cum? Păi să se pară biserica. Din cauza asta nu mă pot împrieteni sau avea o relație. Păi n-am cum. Că numai mă cer. Și uitați-vă, ei dau naștere la dezbinări. Normal. Omenește oameni supuși poftelor firii care n-au Duhul. Deci ăștia se supun poftelor. Care n-au Duhul. Deci Duhul Sfânt al lui Dumnezeu e o putere pentru noi ca în momentul când ne luptăm cu gândurile să nu ne supunem poftelor. Să le biruim. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe ce? Pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Cum să mai roagă în adunare prin Duhul Sfânt când el e plin de curvie și stă capul ăla de pe bancă sau la ăla de pe bancă? Și chiar în adunare să trezesc poftele firii care se războiesc cu sufletul. Romani, capitolul 1, versetul 8. Haideți să citim ceva. Interesant textul acesta. Cu toții cred că știți versetul respectiv. Romani, capitolul 8. Așa. Da, capitolul 1, versetul 8, mă scuzați. 18, adică versetul 18. Mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva necinstirii, împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care năpușe adevărul în nelegiuirea lor. Mânia lui Dumnezeu se descopere împotriva oricărei necinstiri.
Nu? A lui Dumnezeu. Dacă tu, fiți atenți, asta scrie Apostolul Pavel în Noul Testament, că mulți, dacă iau Leviticul, știi ce îmi spun mie? Și uite, eu trimiterea asta am luat-o de aici, din Leviticul. Și fiți atenți, lucrurile, Dumnezeu stă împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu care năbușe adevărul. Adică adevărul ăsta despre îmbrăcăminte, despre pofte, despre nimicirea templului prin poftele carnale, prin descoperirea goliciunii la ștranda, a neamului tău, a nevestei tale, a prietenului tău, a fratelui tău. Și când nu mai respecti rânduiala aceasta și te duci la ștrand cu toată biserica, vreau să spun, știi cum te rogi în adunare? Fără Duhul lui Dumnezeu. Pentru că mintea ta e plină, mintea ta e plină de curvie și de pofte. Și spune că Dumnezeu pedepsește aceste lucruri împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care năbușe adevărul. Pe cât, câți oameni năbușe adevărul în adunare, adică pune capacul acolo și îl sugrumă numai să nu iese afară. Năbușe. Asta înseamnă înăbușire. Nu mai ia saburi afară, năbuși ceaiul, pui un capac pe oala respectivă și nu ia să aburi afară. Și înăbuși adevărul acolo. Îl înăbuși. În adunare ăsta să nu iasă afară. Adevărul ăsta să... Și spune că Dumnezeu pedepsește toate aceste lucruri. Dumnezeu a nimicit popoare pentru lucrul acesta. În Luca, capitolul 17, spune Domnul Iisus Hristos, și e foarte clar și vizibil astăzi toată societatea, numai cine nu vrea să creadă lucrul ăsta, pentru că l-au văzut și copiii și toți. Legile care sunt astăzi date în societate cu privire la sodomie. Aici e starea de păcat a omenirii, nu? În Romani, capitolul 2, de unde am citit eu. Trăiesc bărbați cu bărbați, femei cu femei, mai jos. Nu? Și zice că n-au păstrat pe Dumnezeu în mintea lor. Din cauza aceasta au ajuns aici. Dar ce să mai spunem, că și în adunare avem cazuri acum așa. Eu v-am dat la început câteva cazuri. Dar sunt mult mai multe. O venit cineva la noi și o venit din Olanda și au spus, uite, eu acolo, zice, în localitate unde avem noi biserica, zice, s-a deschis o biserică de penticostal numai de bărbați care trăiesc unul cu celălalt. Și zice, chiar astăzi aveau frângerea pâinii acolo. Voi știți ce înseamnă treaba asta? Textul acesta levită toți. Ar trebui în teologie toți în biserică să-și facă rânduială în biserică, pe bază la textele acestea biblice. Sunt multe. Ați văzut ce e acolo, câte sunt. Dacă te-a pus să studiezi tot, vreau să vă spun că te speri. Eu am dat câteva numai. Te speri. Te speri de tine. Aici e problema cea mai mare și spune că Dumnezeu stă împotriva oricărei necinstiri și pedepsește. De ce spunea Pavel la Timotei? Timotei, în vremurile din urmă, să știți că așa vor predica învățătorii, uitându-se după femei, poftind după trupul altuia și consideră că lucrul ăsta e normal la un om și nu se poate lăsa de el. Așa spune Pavel la Timotei. Ce biserică îți alegi ca locație să frecventezi? Acolo unde e păcat, ești liber să te duci unde vrei tu. Dar să știi că pentru adevărul acesta biblic vei suporta. Vei fi pedepsit și în familie. Vei avea de suportat în viață pedeapsa lui Dumnezeu pentru că nu ai acceptat adevărul acesta. Și Dumnezeu stă împotriva ta pentru că nu accepți adevărul biblic. Cum vrei să ai binecuvântare în tineret? Îmi spunea un frate că a chemat poliția că în tineret, jos la parter, doi dintre tineri au întreținut relații sexuale. Și mă sună chiar poliția și spune, mă întâlnesc a doua zi și spunea, o, știi ce s-a întâmplat aici? Zice, uite, sora asta, tu o știi. Zice, o chemat procuratura. Și fata a zis, ce, mamă, că eu de mult întrețin aici. Pe câți ani avea, mă, frate? Zic, păi zice, câți ani să ai? 13 ani. Păi zic, cum de mult stă cu el? În secret? Și zic, unde a fost liderul de tineret? Păi în adunare țineau la de tineret. Cum e asta? Nu mai ai siguranță nici în biserică cu asemenea oameni de învățători. Îți distrug copiii. Predicatorii distrug copiii. Voi nu v-ați...
Pavel când atenționează pe Timotei despre treburile astea, atunci nu erau poate așa vizibile cum sunt astăzi. Că acolo se referea la timpul de din urmă. Deci acum 2000 de ani nu știu dacă fost chiar cum sunt astăzi. Astăzi este dezastru. Păi vin aici în Germania, de exemplu, la frângerea pâinii din pantaloni, femeile, scurți, pantaloni duminica, și ele stau la cină. Lanț pe picior, am fost invitat într-o biserică germană, nu? Și am zis, bă, hai că, zice, auză, bă, zic, nu viu, că am zis, bă, hai, vezi să te convingi. Avea lanț pe picior, un pantalon scurt și un maio de se vedea buricul. Și eu stau la cină. Acum se ordinează și femei păstor. Și unde se ordinează femei păstor, vreau să vă spun că există păcatul ăsta 100%. Am spus că despre tema asta nu vorbește nimeni în teologie, pentru că lucrurile astea există acolo între ei. Și bisericile lui Dumnezeu astăzi au de suferit. Biserica adevărată a lui Dumnezeu, nu aia neadevărată, că astăzi sunt mulți. Dar puțin vor fi aleși în ziua aceea, spune Biblia. Să nu credeți că tot ce zboară se mănâncă. Nu e adevărat. Dumnezeu își va lua numai calitate. Urmăriți pacea și sfințenia. Dacă nu urmărești lucrurile astea, sfințenia, sfințenia o dă adevăr. Care e Hristos. Să știi că te-ai dus cu totul la vale. Cu toată teologia ta și cu toată cunoștința ta, n-am scos noi dragi, mergeți de aici, n-am prorocit noi, n-am învățat noi în mijlocul oamenilor, Doamne, ai făcut minuni mari. Ați făcut și păcatul. Știi care e păcatul ăsta? Exact ăsta. Cum vrei să trăiești în zilele din urmă? După mersul lumii acestea? Eu n-aș vrea. Chiar dacă copiii când îți marș nu mă mai ascultă, eu mă voi ruga până voi trece dincolo. Dar eu știu că până în momentul când eu am avut drept de putere și de învățare, eu n-am lăsat Biblia și adevărul din familia mea. Și m-am luptat pentru treaba asta. N-am cedat. Chiar dacă au fost certuri în casa mea pe tema biblică. Pentru adevăr, o să mă lupt până la capăt. Și asta cer la Dumnezeu să-mi dea putere până la capăt să nu renunț la adevărul biblic. Chiar dacă am împotriviri. Pentru că până la urmă, mântuirea va fi personală. Din cauza asta, Domnul Iisus spune clar. Unul va fi luat, altul va fi lăsat. Doi care vor fi în pat. Va rămâne ori nevastă, ori bărbat. Ar fi bine să plece amândoi. Împreună cu copiii. E cel mai fain lucru. E timpul în care trebuie să ne pocăim și să menținem în adunare o îmbrăcăminte decentă. Să oprim pe cine nu-i îmbrăca cum trebuie. Să-l oprim. Să ai curaj să-i spui așa. Soră dragă. Să nu mai vii la adunare îmbrăcat așa. Chiar dacă n-ai funcție în adunare, tu ca om al lui Dumnezeu, ai drept în adunarea asta. Trebuie să fii respectat pe principiile biblice care s-au pus în biserica asta și să oprești pe toți care nu vin îmbrăcați cum trebuie. Tu ai drept să spui și dacă nu vii la păstor și spui, băi frate, de ce nu iai măsuri împotrivă la femeia asta? E casa lui Dumnezeu, nu e a noastră. Casa aceasta va fi chemată o casă de rugăciune, spunea Iisus. Dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Păi așa va ajunge. Cele mai multe biserici va ajunge adunări de tâlhari. Nu pedofil. S-o curca cu fata lui. Om care predică în adunare. Se poate așa? Unde credeți că s-a uitat omul ăsta în adunare când merea de la biserică acasă? Pe la filmele astea, pe rețelele de socializare. Și l-a virusat păcatul, a intrat diavolul în el și nu s-a mai putut stăpâni. Roadele Duhului Sfânt, una din roadele Duhului Sfânt, Galateni 5, spune despre înfrânarea poftelor. Dar înfrânarea poftelor, ca să poți să o înfrânezi, nu se poate face uitându-te la aparatele astea care aduc tot felul de nenorociri. De ce spun asta? Uite, sunt tineri aici, sunt copii. Să știe și spune și la copilul tău. Spune la copilul tău de pericolul ăsta și citește versetele astea biblice. Sunt mulți acasă care mai arăți, luați-le toate de la Leviticul 18 și vedeți câte întâmplări din Biblie ce s-au întâmplat. Și asta nu o să te plictisească. Că o să vezi câte întâmplări sunt în Biblie bazate pe versetele alea scrise. Și nou și în vechiul. Și spui, Doamne, dacă atâta s-au întâmplat, păi astăzi cred că sunt mult mai multe decât s-au întâmplat atunci.
Pentru că păcatul ajunge la culme. În Luca 17, Iisus spune ceva. Asta am vrut să spun. Spune despre Lot. Cum a fost în timpul lui Lot, așa va fi înainte de venirea lui Iisus Hristos. Uitați-vă că oamenii erau pe timpul lui Lot răi și spune tineri și bătrâni amestecați la un loc. S-au dus la Lot și au spus așa, au intrat niște bărbați aici. Noi vrem să ne împreunăm cu ei, tineri și bătrâni. De ce specifică Biblia? Nu mai era rușine între tineret și bătrâni. Toți întrețineau relații sexuale între ei, dar mai era ceva. Un fel de relație sexuală diabolică, satanică. Cu toate că și asta e diabolică, dar mai ceva. Oamenii aceștia făceau și copii, aveau și femei. Și nu exista rușine. Zice că Lot își chinuia sufletul de ceea ce vedea în fiecare zi pe străzi, afară. El vedea în realitate, tu azi te uiți la televizor. Noi trăim Sodoma și Gomora. Este păcatul care pune capac răbdării lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus va veni. Și spune că în timpul lui Lot era ceva ce era în timpul lui Noe. Prosperitate economică. Cine vă spune că vine vremuri și nu știu ce și nu știu ce, e fals. Uitați-vă în Luca 17, notează-ți acolo, când merea acasă, să notez ce vremuri trăia Lot. Și Iisus spune așa, exact așa va fi și la venirea mea, spune El. Era prosperitate mare economică, foarte mare. Extraordinar de mare, mare. Nu, era o bogăție, o viață extraordinar de prosperă. Și din cauza la prosperitate, bărbații ăștia din Ieremia spune că nechezau, erau grași, sătui, nechezau ca niște cai după femei. Așa am citit în Ieremia. Dacă erau flămânți, din ce cauză credeți că au ajuns femeile lor să-și mănânce copiii? Au fost pedepsiți. Păcatul acesta nu va rămâne nepedepsit. Ăsta e unul din păcate. Unul. Au fost mai multe. Prorocii proroceau pe bani. Predicatorii. Zice că ajungeau în funcție, citiți Ieremia, prin puterea lor. Adică, ce iau în adunare? Puterea de a fi cu conducere. Cine se luptă pentru putere, nu e de la Domnul. Cine vrea Domnul să ridice, ridică fără să se lupte El. Frate, dragă, noi ne-am gândit la tine, hai să ne rugăm să punem înaintea Domnului. Nu! Cine vedeți că se luptă pentru a ajunge aici, dați-l la o parte cu totul. Scoateți-l afară, că nu e de la Domnul ăsta. E timpul, fraților, când trebuie să ne unim cu oamenii. Cu care oameni? Însoțirile nelegiuite nu trebuie să fie între noi. Cu oamenii care sunt și corespund și vreau și iubesc viața aceasta din punct de vedere și a îmbrăcăminții și a regulilor biblice. Cu oamenii aia putem să ne însoțim la drum. Cu oamenii aia putem să ne căsătorim. Cu oamenii aia putem pleca într-un concediu. Cu oamenii aia putem să stăm la masă să mâncăm. Cu oamenii care sunt după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și care iubesc împărăția lui Dumnezeu, iubesc și viața asta, și îmbrăcămintea asta biblică, cu oamenii ăștia îți dă Dumnezeu voie să mergi oriunde, să mănânci când vrei, să mergi când vrei, să te căsătorești și așa mai departe. Dacă nu corespunde, Dumnezeu nu-ți dă voie. Și pentru asta vei avea de suferit. Dumnezeu să ne ajute încă o dată să nu ne însoțim la drum cu nelegiuirea, cu păcatul. Amin.